Bine ați revenit alături de noi. După cum spuneam, România a reușit performanțe inegalabile până acum. În două luni de președinția Consiliului Uniunii Europene am închis mai multe dosare decât Austria în șase luni de președinție. 56 la număr de astfel, ne-a spus respectiv doamna prim-ministru. Nu știm exact despre ce au fost acele dosare. Cu siguranță sper eu să nu fi fost dosare de tipul câte pâini am cumpărat săptămâna aceasta. Uniunea Europeană e într-o perioadă de răscruce acum. Trece printr-un exercițiu fără precedent. Mai avem câteva zile până la momentul în care oficial Marea Britanie ar trebui să își ia la revedere de la Uniunea Europeană. Șanse puține, cred eu, să se întâmple exact pe 29 martie momentul. Avem un președinte francez care continuă ideea de o Uniune Europeană altfel și avem voci în estul Europei, inclusiv în România, vehiculată de un motor în contrapondere cu ceea ce înseamnă alianța franco-germană din vestul Europei. Domnule Sturza, vom avea o Uniune Europeană condusă preponderent de statele din estul Europei în viitorul imediat apropiat? Nu, în niciun caz. Statele din estul Europei sunt vecinii noștri sau vecinii lor sau rudele lor, mai ciudați așa, de la țară, ca să vă vorbim pe scurt, să vorbim direct. Uitați cum e treaba. Uniunea asta a fost căită în jurul Franței, Germania și cine mai era pe lângă. Da? Deci, pe vremea era Beneluxul care a pornit ideea. Da, și Beneluxul ăsta, da. După care au încercat să convingă Marea Britanie. Marea Britanie n-a vrut niciodată cu adevărat să intre, pentru că, mă rog, ei au caracterul ăla lor insular, au un imperiu colonial care s-a transformat într-un imperiu financiar imediat după război, au un City of London prin care se vehiculează o grămadă de fonduri, inclusiv din paradisuri fiscale, vreo, cred că cifra aia pe care o cunoșteam, parcă 40% din paradisurile fiscale se vântură prin City of London. Dar sunt bani grei, sunt bani supărăcioși de la multă lume, inclusiv China, Rusia și alte nebunii. Nu prea au reușit să-i convingă să intre. În momentul în care au reușit să-i convingă, la un moment dat, Thatcher nu vroia, au debarcat-o și au inventat un John Major. Puțină lume știe cum a ajuns Marea Britanie inclusiv în comunitatea respectivă pe vremuri. Era un tip, un premier foarte controversat, pe care îl chema Ed Heath, dacă nu mă înșel, foarte controversat, scandaluri, pedofilie, o grămadă de lucruri pe care sunt unele întrebări rămân, deși dosarul a fost clasat, niște lucruri destul de ciudate. Și de ce e vorba de pedofilie în cazul ăsta? Pentru că pe un om care, întotdeauna, pe politicienii pe care îi poți șantaja, îi poți șantaja și poți face lucruri cu ei. Și atunci dosarul aderării Marii Britanii a fost cu cântec major, da? După care a vrut să-i bage în zona euro, după care a venit Soros. Puțină lume știe că ce a făcut Soros cu Banca Angliei la momentul respectiv a ajutat Marea Britanie să nu intre cu totul în zona euro. Deci tot Soros e de vină. Nu știu dacă ar trebui să-l numim de vină sau, ca zic așa, să-i punem niște flori la fereastră, pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo, au intrat cu Marea Britanie cu o economie căzută în mecanismul de reglare a ratelor și dobânzilor, dar economia era căzută, speculanții internaționali au sesizat momentul. Mă rog, până la urmă s-a coagulat acest domn Soros, care a strâns mai multe fonduri și a început să joace împotriva lirei până când a adus-o în genunchi. Ce s-a întâmplat după vreo 25 de miliarde de lire investiție din partea băncii care s-a aruncat pe piață ca să salveze totuși lira, nu puteau să mai joace rata că era fixă în mecanismul de preaderare. Ce s-a întâmplat a fost că a trebuit să retragă. Foarte interesant, și încă o dată e foarte interesant, Soros a plecat cu banii, Marea Britanie a rămas, a ieșit din mecanismul de preaderare la zonă și în câțiva ani s-a redresat. Și s-a redresat destul de bine pentru că putea să-și jongleze cu ratele și, cu alte cuvinte, și a câștigat suveranitatea asupra finanțelor. Foarte interesant aspectul ăsta. Puțină lume îl înțelege. Acum, au rămas până deocamdată marile motoare sunt Franța și Germania și cred că ordinea ar trebui să fie inversă. Acum, s-au dus după ce ei dau semnale că vor să țină construcția în picioare, dar nimeni nu știe exact ce o să se întâmple. Da? Ai acum vreo lună și ceva, te duci și semnezi un acord cadru la Aachen, 70 de pagini de hârtie, care au omorât deja câțiva copaci în Europa, și ce e pe hârtia aia? Niște declarații cadru.
Adică vorba. Interesantă declarație de la Aachen și modul în care au fost semnate și locul în care au fost semnate. Da, eu știu că întotdeauna locurile sunt simbolice. Simbolică interesantă și nu evident. Cred că se alege un loc de la întâmplare. Nu se alege punctul pe hartă. Și știm ce s-a întâmplat la Aachen acum. După care, ce faci? După care îl vezi pe Macron, care Macron începe campania electorală. Da. O campanie electorală pe care ar trebui să o vezi sprijinită de partidul En Marche, care nu știe nimeni exact ce e cu el și cât de puternic e, o să intre în Parlamentul European sau nu o să intre. Și atunci îl vezi pe un Macron care vine, scrie un text, îl publică în toate limbile continentului și îl aruncă. Da. Dar dacă te uiți la textul ăla, te ia, după părerea mea, ar trebui să te ia cu suspine. În orice caz, cu ridicări de sprâncene. Vorbim despre un salariu minim pe Europa. Cum adică un salariu minim pe Europa? Ratele la bănci nu sunt aceleași. Da? În momentul în care s-a negociat, treaba fiecare a negociat ce a putut, după cât de mare avea burta, ca să spun, și după cât de tare a dat cu pumnul în masă. Și cine îi susținea burta în momentul respectiv? Și? Adică Europa nu e chiar egală. Suntem noi, ne facem că suntem egali, dar nu pot fi egale, că nu suntem toți, avem unii mai înalți, alții mai cocoșați. Problema e că vii și tu și propui un salariu minim pe economie. Păi, dar ce productivitate ai aceeași? Ca să poți să întinzi pelteaua respectivă? Economia performează la fel? Despre ce vorbim? Forța de muncă e la fel de calificată? Du-te și caută în România forța de muncă mai calificată, vezi dacă o găsești, că nu prea mai găsești. E prin vest. Nu? Și atunci o să vezi vietnamezi, dar nu anul ăsta sau următorul, în 10 ani sau 20. E o problemă și tu vii cu niște propuneri. Ca să nu mai vorbim de agenții de protejare a democrațiilor, cum exact se fac lucrurile respective? Noi nu putem să ne protejăm justiția. Ce vorbim de democrație? Macron, președintele Franței, a rămas în memoria recentă cu mai multe declarații interesante. Inclusiv acea declarație semi-scoasă din context, ce-i drept cu o armată europeană, da. Care a creat o nevrozitate la nivel european într-o manieră absolut generală. Și cel mai interesant e, ca să rămânem în curtea noastră, ruda săracă a Europei în acest moment, în adevăratul sens al cuvântului, din toate punctele de vedere, fără a mă teme să clasific în acest mod România în cadrul Uniunii Europene, avem o serie de partide care pur și simplu lasă impresia că habar nu au cum să se poziționeze față de politici europene. Pentru noi, instituțiile europene, maniera în care funcționează Uniunea Europeană, întotdeauna a fost foarte departe. Ce-i drept, are și un mecanism destul de stufos, da, foarte stufos la capitolul funcționare. Cert e că sunt niște oameni care iau un salariu de la stat, sunt experți pe politici internaționale, foarte multe partide ar trebui să aibă un birou separat pentru politica internațională și cum se raportează. Noi, în schimb, avem de la un partid care îl dă în judecată pe Timmermans, pardon, la propriu, cred eu că s-a făcut cu propriu. După aceea vine și... Nu cred că l-au dat în judecată. Problema e așa că tu depui o plângere împotriva unui și la parchet, conform legilor României, dacă ai depus o plângere, trebuie să deschizi un dosar penal. Da. Că a fost discuția și cu dosarele de la secția de urmărire a magistraților. Bun. Deci tu depui o plângere, oamenii se uită la plângerea și zic, ok, haide să o luăm în serios, nu? Că asta face. Este o plângere oficială. Tu care deschizi plângerea aia, poți să fii cât de năuc și de nebun vrei. Da? Eu îl dau în judecată pe domnul Iohannis că e neamț. Și scriu acolo. Și vine un om serios care zice, hai să vedem ce a vrut omul ăsta. Și se uită în plângere. Da. Acum întrebarea e așa. Tu trebuie să deschizi dosarul penal. Dar poți să-l închizi în minutul 20. După ce ai citit plângerea și ai constatat și motivezi închiderea. Dar nu a fost închis încă. Nu avem jurisdicție asupra băiatului respectiv, poate că, ce să zic, umblă cu cocaină la el, dar nu avem noi treabă cu dânsul. La revedere! Da? Și poți să faci, dacă vrei să fii cinstit, corect și manierat, că despre asta e vorba, și dacă vrei să fii manierat cu unghiile făcute și măcar să scoți pământul de sub degete când te duci la Madrid, da? Și să dai cu parfum pe la ce, acolo, cum se face, la sub braț, să nu miroși urât. Îl închizi imediat. Și spui așa, domne, uite, s-a depus plângerea, noi suntem oameni serioși, ne-am uitat în plângere și uite ce a motivat domnul care a închis și dosarul penal. Și te întorci în Madrid și spui că Uniunea Europeană duce în România produse care ne otrăvesc
Și străinii sunt vinovați. Chiar nu știu dacă a spus-o imediat sau după câteva, o săptămână, câteva zile, nu mai știu, că se întâmplă lucrurile. Cred că timpul aici e absolut irelevant în condițiile în care e același om. Te duci acolo, oamenii respectivi te pun în colț de masă, capătul de la alea. Nu fac poze cu tine. Nu fac, au grijă să nu apară nicio poză, indiferent cum e ea făcută și de cine. Da? Da. În momentul în care vine domnul Timmermans și oamenii aia nu sunt nici, sunt manierați. Toți sunt manierați. Sunt manierați. Te sare și nici măcar nu se face, nici măcar nu se face că nu te-a observat, că face cu capul spre să-ți arate că îți recunoaște existența la 3 metri de dânsul, dar nu vine să facă niciun gest și trece mai departe. Nu o să vezi europeni care vină să-ți dea cu traista în cap. Nu se va întâmpla dacă te aștepți să întâmple asta. În momentul în care vii în țară, dacă tu nu iei în serios ce faci, încep cu propaganda de consum intern, asta pentru mujicul spălat pe creier, la arondate. Că de fapt asta s-a întâmplat, da? Și zici, domne, nu, a fost extraordinar, totul e bine, totul e roz. Da? În momentul în care oamenii aia te evită, ei în primul rând că au feedback-ul înapoi, ei știu că tu te duci și dai cu vopsea pe rugină, da? Și impresia e clară, deci bun, ce vrea să se întâmple? E groaznic. Problema e că tu, în momentul în care vii și nu spui adevărul, îți induci în eroare inclusiv propriul electorat. De fapt, tu îi minți pe oameni. Asta faci. Îi minți cu privire la faptul că ăia, de fapt, nu te plac, îi minți cu privire la motivele care îi fac să nu te placă. Hai să ne gândim. De ce te-ai duce dacă eu vreau să presupunem că mă duc în, mă așez în șoșonii lui Liviu Dragnea? Nu vreau să mă așez. Hai să încep să încerc să rațion. Știu că trebuie să mă duc la Madrid. Cu câteva luni în urmă am zis că eu nu mă duc, domne, să mă bag în poză cu dușmanii României. Dușmanii României. M-am întrebat atunci și mă întreb și acum. Domne, dacă ei erau dușmanii României, spune, domne, că vrem să dăm și noi cu o îndânși. Ai vreun motiv pentru care îi consideri dușmani? N-am auzit. Iar o vorbă gravă aruncată în vânt. Și vorbe grave aruncate de președintele Parlamentului. Al doilea om în stat aproape. Bun. Să zicem că te-ai răzgândit. Nu mai sunt dușmanii României. Le-ai deschis un dosar la băieții ăștia și te duci acolo. Da. Și lumea nici măcar nu zice, băi, Dragnea, ce faci, mă, cu dosarul ăla? Nu zice, nicio problemă, că independența justiției și toate alea. Dar ce spune? Îți spune că, domne, noi am vorbit cu domnul Dragnea, el a promis că rezolvă situația, dar nu cred că chiar o să o facă. Da? Deci ăla e un mesaj public pe care ți-l dă un om în niște termeni care nu sunt jignitori. Da? Sunt destul de eleganți, nu jignesc în niciun fel, ci exprimă o îndoială. Grav. Și după aia tu vii și dai mai departe, da? Ce faci? Codecești mai departe pe limba ta. Asta ce înseamnă? Că nu înțelegi cu cine stai de vorbă. Eu nu înțeleg de ce deschizi dosarul ăla, deschis tot pentru propaganda de uz intern, da? Deci de genul Rusia Unită și uite ce mă duc și le fac eu la ea. Am dat una de i-a găsit numai aici. Au tremurat toți de frică. Înțelegi? Domnule Sturza, întrebarea și marea mea dilemă e dacă aceste lucruri se întâmplă, da? Le avem, le vedem fizic, aproape palpabile, cu un discurs aproape eurosceptic, cu dușmani externi care subminează economia națională. Da. Băncile care sug sângele poporului. Bine, băncile cam sug. Deci ei sunt cămătari. Ce pot să zici? Au niște, mă rog, alte discuri. Așa a fost întotdeauna. De ce, în condițiile în care avem o majoritate covârșitoare de oameni care iubesc Uniunea Europeană și care în toate sondajele posibile din România a arătat că oamenii sunt pro-Uniunea Europeană, se încearcă o schimbare de discurs la nivel național? Se încearcă... E greu de spus. E greu de spus și toată lumea sau o grămadă din oamenii care vor să înțeleagă ce se întâmplă cu România încearcă să răspundă la întrebarea asta. Acum, în momentul în care vine domnul Teodorovici, care se ocupă de finanțele României, deși e dator la stat, parcă. Da. Ultima oară când l-am cercetat, nu mai știu, poate că și-o fi rezolvat datoria, dar nu cred. Dacă a făcut-o, îmi cer scuze. Bun, în momentul în care îl vezi pe domnul Teodorovici, care spune, suntem prea dependenți de economia europeană, și nu vine cu nicio soluție în afară de a o trimite, nu știu dacă a trimis-o el sau cine, o vezi pe doamna Dăncilă că face un turneu pe la iar Marocuri, prin Turcia, pe unde sunt pe acolo, da? Pe la... Și se întoarce cu niște năframe vesele și cu niște hârtii pe care au semnat niște oameni, niște vorbe, care nu vor fi niciodată urmate de acțiuni.
și pe care nici măcar nu îndrăznește să le vânture, să spună, uite, eu am rezolvat următoarele lucruri. Da? Ți se dau pe la nară niște promisiuni de parteneriate publice-private, nu știe nimeni exact cum. În măsura în care vin investitorii, ce fac, pe aici nu se știe, dar fiscalitatea în România e dubioasă, schimbăm codul fiscal de nu mai știm de noi și asta sperie pe toată lumea. Dacă tu vii să, de exemplu, să mi-ar mie câmpul, mă întreb, băi, cât e câmpul ăla, cât ne înțelegem cu banii, nu ai semințe, n-ai semințe, ce facem? Și eu încep să schimb acordul în timp ce tu începi să mi-ari câmpul, știi? Adică e clar că iei tractorul, l-ai întors la 180 grade și ai plecat, că nu ești nebun să... Și tu, ai un om care se ocupă de banii României care zice, domnule, suntem prea dependenți de Europa. Vorbesc serios? De ce ai vrea să fii dependent? E cea mai mare piață a lumii. N-ai taxe. Te duci și vinzi acolo, vinzi gratis, ca să spun. Și ea zic, da mă, vino cu ce ai tu. Hai, adu-le încoace, ești competitiv, asta e. Da? Pune mâna, achiziționează tehnologie și fii competitiv, fă lucrurile bine. Învață-i pe român să opereze mașinile alea complicate, da? Și toată lumea o să beneficieze. Și tu o să produci, o să vinzi la băieții ăștia, că sunt cei mai mari după glob, și la revedere. Și tu zici, nu, eu vreau să mă îndrept spre piețe noi. Care piețe noi? De ce vrei să te îndrept spre piețe noi? Când tocmai ai semnat niște acte, acum câțiva ani, știi, te-ai obligat că vrei să faci treaba respectivă. Piețe noi, care sunt alea? Rusia, Moldova, Turcia, care are o liră căzută cu 50% pentru că domnul Erdogan a luat-o și el pe uleiul respectiv. Sau unde? Unde vinzi? În Israel? Ce vinzi? Unde vinzi? Care sunt piețele? Piețele oricum sunt supra-saturate, există o neîncredere a populației, scad toți indicii, toată lumea se vaită, China nu exportă nimic. Și tu vrei să, ce să faci? Să câștigi noi piețe cu niște investitori care fug? E nebunie. Probabil că lucrurile astea sunt... Mă scuzați că sunt un pic... Vă rog. Dar încerc să fac o imagine a nebuniei în care noi, de fapt, ne scăldăm cu băieții ăștia. Noi am avut încercări pe parcursul timpului să creionăm prietenii nedeclarate cu o piață sau alta. Da, piața chineză, foarte frumos să fii prieten cu toată. Piața da. Federației Ruse la un moment oarecare. Dar acele piețe sunt mai mult decât supra-saturate în aceste momente. Da. Și atunci, logica... Lumea o duce rău cu banii. Nu știu dacă se știe. Există de mai mulți ani de zile un fenomen care a afectat Rusia foarte tare. Bine, fenomenul ăla nu cred că a apărut chiar din senin, că hai să spunem adevărul până la capăt. Există studii făcute de către băieții din Statele Unite apropo de ce preț trebuie să ai la baril ca să lovești în bugetul Rusiei și să o faci să nu mai stea pe picioarele ei. Da. Și se știe, e pe la vreo 40 ceva de dolari barilul. Și atunci, când vezi că petrolul cade, e clar că Rusia, acum se echilibrează vânzând gaz și arme. Și tocmai dintre aceea, poate că vei vedea o grămadă de presiune internațională de a forța țările să cumpere arme din altă parte și de a forța țările să cumpere gaz natural lichefiat de la partenerii de alianță americani. Și mi se pare și normal, a fost adusă și cu scandal la Bruxelles. E o întrebare firească la care Germania, de exemplu, răspunde, nu ne pasă. Și e un punct de vedere extraordinar de interesant, apropo de asta. Ați vorbit de maniera în care face politică Germania și e arhicunoscut pe parcursul istoriei. Germania a fost nația care și-a văzut de treaba ei permanent. Da. De la von Bismarck până la Merkel avem cam aceeași idee de funcționare a lucrurilor. Uh-huh. Domnule, interesul Germaniei pe primul loc. Oarecum e de înțeles din punct de vedere a politicii naționale. Nu e România... vorba numai de politică națională. Mă întreb numai să vă țineți un pic gândul. Nu e vorba doar de politică națională. E vorba de niște mentalități adânc înșurubate în oamenii respectivi, care formează poporul ăla. Care e imnul dumneavoastră național? Vă întreb. Imnul noastră național al României, care e? Deșteaptă-te, române? Ok. Al lor este Germania mai presus de toate. Da. Ok? Cu mici modificări din al doilea război, din timpul... Da, mai ras din, două strofe, din șuruburi, dar două nu strofe. Foarte tare. Germania mai presus de toate. Dom'le, s-ar putea ca imnurile astea naționale pe care le avem noi să aibă o legătură cu ceea ce se întâmplă în țările și în popoarele respective. Noi ne chinuim să-i desfacem pe unii din... să-i scoatem după băutură, mental vorbind, sau să-i trezim din somn, și ei se chinuie să aducă Germania pe primul loc. E puțină diferență de nivel și atunci te mira că, bun, au încredere în ei ca popor, au demonstrat de-a lungul timpului faptul că
fac treaba bună, că funcționează ca un motor de Mercedes, ca să zic așa. Deci ăștia sunt oamenii. Evident că au tendințe expansioniste. Noi, ca popor, nu prea le avem. Nici China nu prea le are de felul ei. Acum, sub un partid comunist, au început să o ia și ei pe acidul respectiv. Dar uite că unii au tendințe expansioniste. Germania întotdeauna a avut să vrea să fie fruntea. Ce ai de gând să-i faci? Sunt niște oameni care se pricep la ce fac și sunt buni la ce fac. Atunci, greu să le pui. Opoziția României pe Nord Stream 2, care e un proiect criticat de arena internațională. Spuneți-mi și mie, care e poziția României vis-a-vis de orice dosar internațional, exact? Aliniată cu pozițiile europene, de principiu. Serios? Crezi că a sunat-o cineva pe Mogherini în momentul în care Dragnea s-a dus cu Madame Dăncilă la Ierusalim să mute ambasada? Ce să mute? Birourile? Nici măcar nu pot. E complicat. Crezi că a întrebat-o cineva? Problema e că, și asta e una dintre problemele Europei, e că nici măcar sunt o grămadă de alți oameni la care ai așteptări, care nu o sună pe Frederica Mogherini când fac tot felul de lucrușoare. Și aici intrăm în alte sfere, dar nu e treaba noastră, că și Europa are lipsa ei de leadership și standardele ei duble. Și dacă e să-l întrebăm pe Vladimir Bukovski, a fost făcută după chipul și asemănarea URSS și planul era ca ei să devină tot mai socialiști și noi să devenim tot mai progresiști, pornind de la minus infinit cu Iliescu în cârmă și să ne unim undeva, să ajungem undeva la mijloc, dar un mijloc de ăsta care să fie brokerat, să fie administrat de băieții de la Kremlin. Și dacă îl întreb pe domnul Dugin, Alexandru, cred. Iar surâd de ideea. Cert e faptul că eu cel puțin refuz să cred că Uniunea Europeană s-ar îndrepta într-o manieră de funcționare sovietică. Doamne ferește, am mai auzit. Nu susțin că ar face-o și oricum singura noastră șansă de a ieși din șanțul respectiv din jurul castelului care se cheamă Kremlin, deci de a scăpa de umezeală și de broaștere de pe chelia poporului, este să te duci înspre vest, că n-ai unde să-ți iei țara să pleci în Madagascar, că ai face-o și dacă ai face-o, probabil că te-ai întâlnit și vorbeam puțin mai înainte de modul în care se raportează partidele naționale din România față de politicile europene și de marile familii europene. PSD, am înțeles că rămâne în prietenie cu Partidul Socialist European. Cel puțin încă, până la alegeri. Până la alegeri, da. Vedem care va fi scorul alegerilor europarlamentare. În schimb, opoziția tot mai virulentă și o poziție interesantă, de cel puțin în România. USR Plus, am încercat să aflu în emisiune aici mai multe ori de la deputați și senatori din USR, care e poziția domniilor lor pe familia europeană. Răspunsul a fost întotdeauna același. Vedem după alegeri. Da. E ciudat din al meu punct de vedere. Da, alege-mă, dar nu știu, trebuie să te duci să cumperi din garantar o bucată de carne și după ce dai banii, îți arată carne. Nu știu, cred că nu există femeie în România care face asta. Că tot e ziua femeie astăzi. Da. Nici bărbați nu cred că sunt care duc, dau bani și după aia iau mașina. Nu. De ce atâta frică de a se asocia cu... Dom'le, vreți să vorbim foarte cinstit? O să supărăm lumea, dar să știți că mie mi se pare că dacă ceva ne va face liber... Dacă supărăm lumea, înseamnă că vorbim lucruri interesante. Dacă ceva ne va face liber pe noi ca popor și pe noi ca indivizi, nu e niciun caz minciuna. Da? Bun, hai să o batem așa, o punem pe măsuță. Pe măsuță, uitați-vă la traiectoria acestui partid USR. Și aici aș face o paranteză. Eu la Epoch Times personal, eu nu sunt un dușman sau adversar al lor, în niciun caz, și redacția pe care o conduc a susținut favorabil cu expunere media orice inițiativă bună au avut. Da. Și ne-am ferit să dăm cu pietre în ei când puteam să dăm, pentru că ni s-a părut că, domnule, trebuie să încurajăm niște proiecte care să aducă oameni proaspeți în politică, pentru că ăștia... Mulți dintre ăștia care nu sunt proaspeți în politică s-au mucegăit și au început să miroase urât. Și trebuie evacuați ca să nu împută de tot eleșteu. Bun. Și atunci am sprijinit cât am putut. Ce s-a întâmplat totuși? Te uiți și vezi, domnule, e o traiectorie. Toată lumea vorbește de Nicușor Dan și de gestul lui de a se duce și a semna actele să facă această minunată coaliție. Remarcabil. Nicușor Dan întotdeauna un om pe care eu nu-l bănui că e necinstit. Chiar nu-l bănui. Și care întotdeauna face un gest și un pas în plus și un efort în plus pentru a sprijini ceva care îi se pare benefic. Bun, da. Perfect. Dar cum a fost ideea? Cum a fost evoluția acestui partid? Ai avut niște oameni voluntari
în frunte cu acest Nicușor Dan, care făcea lucruri prin București, făcea lucruri bune și se bătea cu tot felul de rechini imobiliari și încerca. Și era o grămadă de muncă și o grămadă de dosare. Și a coagulat în jurul lui niște voluntari care s-au zbătut și au stat pe străzi, au stat în ploaie, au strâns semnături, au făcut și au dres. Ce s-a întâmplat cu partidul după ce a câștigat localele? S-a întâmplat următoarea chestie. A ajuns pe niște radare. Da? Bun. După care au zis, bun, schimbăm puțin liga, intrăm în Parlament, facem treabă. Perfect. Toată lumea a creditat cu încredere partidul. După care, ce s-a întâmplat între alegerile locale și cele parlamentare? În partid au apărut niște lideri care nu erau înainte. Nu existau. De unde veneau? Păi veneau și de la domnul Cioloș din, ca zic așa, din Dulap. Unii dintre ei, și mă refer la domnul Ghin. Dar liderii ăia sunt niște lideri care... Și ce s-a întâmplat cu Nicușor Dan? Nicușor Dan a fost invitat frumos afară pe ușa din spate. Conform unor voci, nu neapărat frumos. Nu neapărat frumos, că avem și noi sursele noastre, da? Bun. Dom'le, acum eu înțeleg. Nicușor Dan e un om extraordinar, e un tehnician și poate că nu e un lider. Da. Sunt de acord cu chestia asta, am spus-o, e un om pe care o să-l susțin pentru că e un om cinstit. Dacă e bine să fie, dacă are acolo să fie, e scaunul ăla pentru el sau nu, e altă discuție. Dar totuși îl creditează-l cu niște respect, pentru că e omul care practic a ridicat chestia asta din neant. Ai văzut la conducere niște oameni care, de unde vin și ce fac? Nu știm. Ok, sau nu spun că niște oameni răi. Îți spun că nu sunt reprezentativ pentru ce a însemnat USR-ul ăla pe care l-a votat lumea. Bun, există oameni extraordinari în USR și care fac o grămadă de lucruri bune și nu vreau să jinesc aici pe nimeni, dar nu poți să stai decât să stai să te întrebi. Bă, ce s-a întâmplat acum câteva, o lună de zile aproape? A venit domnul Cioloș, care și el, parașutat, perfect, e un om deosebit, am tot respectul, niciun fel de problemă, nu am ce să-i reproșez, sau am început să am ce să-i reproșez și poate ajunge și acolo, care a venit la niște negocieri și a zis, eu vreau aia și eu vreau aia. Și s-a întâmplat. Da? Cine a făcut sacrificiile respective pentru partid? Păi, domnul Ban. De ce? Păi, în momentul în care nu te sacrifici să-ți rupi oasele, să construiești casa și ai primit-o pe gratis, o vinzi sau o dai și tu cum poți. Domnule Struza, propun să... Deja la a doua generație de lume care, până la urmă, e... Domnule, ce facem? Mergem pe centură cu partidul ăsta? E foarte interesant direcția în care aduceți discuția. Nu e o discuție nici de cum critică la altele sau opoziție. Vorbim caz de o analiză foarte concretă a ceea ce se întâmplă. Revenind după o scurtă pauză de publicitate, de altfel USR Plus a fost respins în prima fază de către biroul electoral central din România. Revenind după o pauză, rămâneți alături de noi.